7 februarie 2024 și am venit la Albina. Este de vreme dimineața. Chiar mă uitai să văd cum au luat această pastă. Probabil că pasta aceasta este o hrană completă. Iată aici o mică colonie care s-a desfăcut foarte frumos și acum o să vin cu pasta și am să-i dau. Această pastă e frumos colorată datorită polenului. Iată ce frumos s-au desfăcut, foarte fain. Se pare că s-a mai închegat pasta, dar e în regulă. O să iau de aici. Bun. Am să le mai aduc. Nu se înnăcleesc albinele, chiar dacă un pic se vor măzgăli, nu e nicio problemă. Așa frumos, da. E exact ce trebuie, nu e nicio problemă. M-a întrebat cineva cât timp le ajunge. Păi, nu prea le ajunge foarte mult timp. Se consumă foarte, foarte repede. Am văzut că temperaturile o să permită utilizarea acestei paste. Miere cristalizată, vitamine și ce mare el pe aici, da? Rețeta este pe canal. Bun, cam asta este. El o să-și o ia de acolo frumos. Este cu mult, mult mai accelerată, să zic așa, metabolism. Încă ce înseamnă metabolism? Metabolism înseamnă schimbul de aer, de hrană între un corp și să zic așa exterior. Hrană sau apă sau aer. Bun. Mai vin la unul. Acum dau așa la câțiva, că mi-a mai rămas ceva pastă și la ea care le-am dat acum 2 zile, le dau frumos iară. Așa încerc eu să-i dezvolt cât mai bine. Aici trebuia să aduc niște bețe, ia să-i aduc. Iată ce frumos e, să vedem dacă se vede. Așa, să mărim și
să apropiem un pic. Cât au stat în ghem, erau foarte, foarte, cum să zic eu, înghesuite. Am fost de mi-am adus mânușile, fiindcă am luat 2-3 înțepături și pentru mine e suficient. Așa. Am vrut să-i pun niște bețe. Nu mai fiți, mă. Ele sunt un pic mai protectoare acum, fiindcă au pui. Așa. Când sunt temperaturi pozitive, pot liniștit să le deranjez așa cât un pic. Se pot deranja, fiindcă temperatura dintre interior și exterior nu este foarte mare diferență. Bun. Asta e tot. Acoper și prin mai bine peste 2-3 zile. 3 zile, depinde cum. Cum îți faci, să zic așa, un plan. Așa le voi da în luna aceasta, fiindcă permite temperaturile și îmi permite timpul acum. Cam asta este. Bun, cam atâta. Avantajul dintre pastă și turtă este acesta, că îl ia mai repede. Nici dacă l-aș băga în pungă, n-ar lua contact așa repede cu această pastă. Probabil ar trebui câteva ore, vreo 12 ore, până ar străpunge punga și ar lua chiar dacă aș înțăpa-o. Dar așa frumos, cu lingura pus pe rame, se ia imediat. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!